așezată la confluența râurilor Siret și Moldova. Vechea așezare mușatină ofera trecătorului o priveliște demnă de reținut, indiferent dacă ar fi fost văzută pentru prima dată din tren sau mașină, înainte de a trece podul de peste Moldova. Comerțul era foarte bine pus la punct. Ca mai toate orașele de provincie, exista și în Roman o stradă cu magazine înghesuite aprovizionate bine de către comercianți. În târgul Romanului mai conviețuiau alături de români, armeni și evrei, care au contribuit în timp la dezvoltarea acestei urbe. Primii evrei s-au așezat pe meleagurile romașcane în urmă cu aproximativ 600 de ani. Odată cu trecerea anilor, obștea acestora a crescut și a ajuns una dintre cele mai puternice din Moldova și chiar din țară. În grija comunității au stat în permanență cimitirul, sinagoga, azilul, școala și așa mai departe. Cimitirul vechi evreiesc se afla în actualul teren al liceului Roman Vodă. A fost dezafectat în 1872 și, cum scriu documentele de arhivă, osemintele au fost transferate aici în 300 de saci. Acest cimitir datează din 1829, când a fost cumpărat de la autorități terenul respectiv, iar inaugurarea s-a făcut în 1849. Majoritatea evreilor romașcani erau negustori și meseriași, însă au avut și reprezentanți în rândul intelectualilor. Aceștia au constituit elita evreilor. Unul dintre aceștia a fost scriitorul Max Blecher. Era fiul unui negustor de porțelanuri cu magazin măreț în vechea stradă Ștefan cel Mare. A fost un absolvent al liceului Roman Vodă foarte merituos. S-a îmbolnăvit foarte tânăr de morbului pot. A fost țintuit la pat din fragedă tinerețe până la moartea, care s-a petrecut la vârsta de 29 de ani. A fost un scriitor foarte, foarte talentat. A debutat în revista Bilete de Papagal a lui Tudor Arghezi, a scris câteva cărți, unice în felul lor în literatura română, aparținând de marele curent european suprarealismul. Pe acest mormânt să văd datele: născut la Botoșani, mort la Roman, să văd și titlurile cărților pe care autorul a reușit să le publice, mai puțin ultima, care a fost publicată postum. Din rândul evreilor romașcani s-au remarcat și alte figuri cu alte preocupări, oameni care s-au afirmat în diferite domenii de activitate umană. Iată, de exemplu, numele lui Iancu Gros. A fost un reprezentant al negustorilor, al oamenilor de afaceri și al politicienilor din vremea sa, președinte al comunității evreilor mulți ani, președinte al societății Sacra, care se ocupa de administrarea cimitirelor. Pentru meritele sale deosebite, cum se vede și pe această piatră funerară, a fost distins cu titlul de cavaler al Ordinului Steaua României și cu meritul comercial clasa 1. Numărul crucilor din cimitirul evreiesc din Roman arată cât de numeroasă a fost comunitatea evrească romașcană, fără a mai pune la număr pe cei plecați în Israel în perioada comunistă. În prezent, comunitatea evrească din Roman mai numără aproximativ 60 de membri, din care majoritatea au trecut de vârsta de 60 de ani. Cu toate acestea, ei încearcă să-și păstreze tradițiile moștenite din părinți. După cum se știe, în 1941, asupra evreilor din ea s-au abătut nenorociri mari. Au fost bărbați scoși din case cu forța, târâți în curtea organelor locale, și au ajuns îngrămădiți câte 150 în vagoane de marfă, închise ermetic, cu ferestrele bătute în scânduri. Două trenuri, de fapt, au fost, dar unul a ajuns până la destinație, lagărul consacrat evreilor la Călăraș. Au fost descărcați morții
la podul Iloaie, după aceea la Târgu Frumos, iar ultima stație mare pentru descărcarea acestora a fost înainte de Roman, între Mirceți și Săbăuani. Prin intervenția curajoasă a distinsei doamne Viorica Garici, președinta Crucii Roșii la vremea aceea, au fost dat jos morții, care au fost înhumați în gropi comune aici la Roman, la care s-au adăugat și cei care au fost inițial înhumați între Mircești și Săbăuani. Distinsa doamnă a făcut ca peste 1000 de evrei să scape cu viața, pentru că în urma intervenției ei și a membrilor Crucii Roșii de atunci, a comunității evreilor, a conducerii comunității evreilor de atunci, evreii trăitori în viață au fost spălați, au fost curățați, au fost hrăniți, urcați în alte vagoane și au ajuns, unii mai murit pe drum, au ajuns la destinația de la Călăraș. Doamna Viorica Garici a fost distinsă în Israel cu titlul de drept al popoarelor, fiind astăzi cunoscută în întreaga lume pentru binele, pentru umanismul demonstrat la acea vreme. Conform datelor din arhivă, conform statisticilor oficiale sau întocmitirii comunitatei, majoritatea evreilor romașcani erau meseriași. După aceea, în ordinea numerică, au intrat negustorii. Majoritatea mici negustori, deși au fost și câțiva mari angrosiști. Mulți evrei au fost intelectuali, intelectuali de seamă, medici, farmaciști, avocați, ingineri, arhitecți și profesori și așa mai departe. Viața evreilor romașcani împreună cu populația majoritară s-a desfășurat în foarte, foarte bune condiții. E adevărat, au mai fost și excepții, dar aceste n-au făcut decât să întărească regula. În Roman era o viață a obștii evrești, liniștită, fără probleme deosebite în ce privește raportul cu autoritățile locale. Evreii romașcani nu s-au eschivat de a face parte din armata română la 1877, la 1913, la 1916-18, foarte mulți dintre ei distingându-se cu fapte de eroice pentru care au primit ordine, medale și așa mai departe. Foarte interesant este o statistică asupra membrilor comunității din 1930, care în majoritate au fost participanți la primul război mondial și decorați, distinși cu diferite ordini și medale, cum am mai spus. Poate fi vorba în Roman despre deportări. Au fost deportați evrei romașcani, să spunem, în lagările naziste sau în Transnistria? Sau a existat, cum să spun, persecuții asupra acestora în perioada celui de-al doilea război mondial? Da, conform legilor rasiale din acea vreme, și evreii romașcani au avut de suferit. Suferințele lor au fost mult mai mici în comparație cu ale celor din București, Iași, Dorohoi și alte locuri. Și din Roman au fost deportați evrei în Transnistria, numărul lor fiind mic și întorcându-se puțin dintre aceștia care au fost deportați. Bărbații evrei au fost obligați să participe la munci obligatorii departe de casele lor, având de înfruntat foarte, foarte multe nenorociri. Chiar și femeile și tinerii au fost obligați să participe la diferite munci în timpul regimului respectiv. Evreilor li s-au închis magazinele sau au fost obligați să afișeze firma magazin evreiesc, judovesc, cum se spunea atunci. Au fost lipsiți de anumite drepturi, evrei au fost nevoiți să-și facă o școală, chiar un gimnaziu și mai târziu un liceu, pentru că au fost copiii dați afară din toate unitățile de învățământ, de la școli primare, gimnazii, licee și chiar universități.